Salutare, dragilor! Bine ați venit la un nou episod din Keblog. După cum bine știți, competiția Survivor este atât de imprevizibilă încât un vis devenit realitate se poate transforma subit într-un scenariu nefericit. Eduard ne va spune cum a trăit pe pielea lui experiența Survivor, cel mai dur reality show. Eduard, să știi că mă bucur foarte mult că te văd aici, dar totodată nu mă bucur că te văd aici, mai ales că știu că nu prea este bine accidentarea pe care o ai. Pot să zic că e bine, se putea mai rău, așa o văd. E cum e expresia lui domnul Dan, des folosită, de la extaz la agonie, dar și de la agonie la extaz. Genunchiul. Genunchiul e bine. Am aflat în schimb de curând că trebuie să mă operez. Mai. Încă e un procent, e un procent mic să nu mă operez, încă aștept. Sper cu nerăbdare să aflu cât mai repede dacă e cazul de operație. Dar nu-mi fac griji, asta nu mă oprește, ba chiar eu fiind dependent de sală. Știu, da. Știu. Mi-am pus o bară în casă, nu prea pot să merg foarte mult, asta e problema și trebuie să mă plimb mereu cu Uber-ul și mi-e frică un pic să merg la sală. Așa că mi-am pus o bară în casă și fac tracțiuni, flotări, adică nu mă oprește chestia, deci dacă mă oprește am piciorul în gips, nu am nicio treabă. E un mic inconvenient. Din câte știu și din câte știi și eu și din câte știe toată lumea, primul duel al tău a fost cu Smărândescu. Da. Iar exact în primul traseu a fost accidentarea pe care o ai acum. Da. Crezi că dacă ar fi fost alt concurent, ar fi fost altfel? Clar, poate n-ar fi avut ghilionul meu. Nu știu dacă ar fi fost neapărat altfel. Eu nu văd neapărat ca un lucru rău. Poate putea să fie ceva mai rău. Ideea e că ce s-a întâmplat acolo, din câte am înțeles și câte mi s-a explicat, că eu nu vedeam, având chestia pe ochi, piciorul meu s-a prins undeva între nisip și cred că era cumva pământul sau era nisipul ude de desubt. Tu știi ce am făcut eu? Eu m-am uitat pe Voio. Da. Am filmat cu telefonul și am dat așa ușor cu încetinitorul să văd ce s-a întâmplat, că eu am văzut, nu părea foarte grav, dar după aceea am dat și am văzut că parcă ți s-a rupt ceva de la gambă, da. A fost dureros, era dureros și mi-a părut foarte rău, da, dacă mie mi-a părut rău, da, păi ție. Nu era neapărat ideea de durere, durea foarte tare, dar faptul că am auzit cum a trosnit, aia m-a speriat cel mai tare, știi pe moment. Și într-adevăr, săptămâna aia a fost foarte grea, că nu prea puteam să merg, mergeam pe vârfuri și cumva cu ajutorul în dreapta și în stânga. Dar tot aveam o speranță, știi? Adică tot de-aia am și încercat să rămân cât mai mult. Aveam speranța asta de, băi, bă, cum mă recuperez. Dar mi-am dat seama și acum la fel, încă nu pot să merg bine. E clar, nu pot să alerg. Și de asta și a fost alegerea asta, nu pot să continui, n-am cum. Sunt foarte curios cum te-au primit războinicii pe tine atâta timp cât știai că... Da. Și ei știau că tu ești accidentat, nu puteai să intri pe traseu și nici măcar să-i ajuți cu puncte. Cum te-au primit ei? Surprinzător de bine. Nu mă așteptam, mă zic sincer. Mă așteptam să fie puțin reticenți, să mă lase un pic să mă adaptez și să se gândească, bă, omul ăsta a venit accidentat, o să ne încurce. Dar au fost fix invers. Deci chiar nu mă așteptam la chestia asta. În prima seară în care am dormit lângă Robert, lângă Andrei, Robert mi-a dat plapuma lui să mă învelesc. Și am spus, Robert, stai liniște, sunt bine, nu e problemă. Și tot a insistat. Bine, plapuma. Plapuma. Cerceaf ăla, așa îi spune plapuma, dar e un cerceaf mic sau nu știu dacă cerceaf. Cu somnul cum te-ai împăcat? Super, e că nu aveam o problemă cu somnul, mie mi-a plăcut atmosfera de mult, mie îmi place să dorm pe ceva tare, asta odată. Și doi, băi, să auzi valurile și să te lovească așa lumina lumii, și pentru mine era fascinant. Eu pot spune că la început și mie îmi plăcea. Bă, dar după ceva timp eu sunetele alea, deci valurile care se izbesc așa de stâncă, oh, ce sunet minunat, eu nu mai suportam sunetul ăla. Probabil, dar simțeam câteodată că vine valul și mă ia așa de incredibil. Da, te-ai sacrificat pentru a ajunge la Survivor? Pentru că știu că într-un consiliu ai spus că ți-ai pierdut și jobul pentru asta. Da, s-a întâmplat chestia asta, adică a fost o chestie, a fost alegerea mea, și anume am fost ales, eram conștient că o să plec, nu știam exact când, așa că a trebuit să demisionez de la jobul la care eram, și anume antrenor personal, și am ales să mă antrenez doar pe mine și să aștept să plec. Și din cauza asta, cumva a trecut mai mult timp și am pierdut asta pe loc foarte mult timp. Dar asta nu m-a făcut să mă opresc din ceea ce voiam, ceea ce îmi doream, ce nume Survivor, ci mai mult așteptam și mai multe dorințe și mă antrenam și mai mult și îmi doream și mai mult. Știi că știu. Da, da, da. Dar mie îmi place de tine că ești optimist. Asta vreau să zic, clar m-am fost acolo. Da. Știi, adică așa o văd. Chit că n-am ajuns departe unde vreau, am plecat tot mult mai fericit, adică sunt chestii pozitive. Dar te mai bântuie gândul că puteai să demonstrezi mult, mult mai mult decât... Băi, mă distruge gândul. Logic vorbim, mă distruge gândul. Tot, măcar să fi încercat toată traseul ăla și mă frustrează chestia de la max. Dar tot o văd, poate era ceva mai rău. Cum ți s-a părut? Experiența asta, cu toate că nu... Fascinantă, pe bune. Deci, chit că n-am intrat pe traseu, chit că știam că cumva o să plec curând, fascinant. Adică m-am bucurat de fiecare lucru în parte și de fiecare nimic pe care nu l-aveam. Am devenit mult mai înțelept, o chestie pe care nu mă așteptam doar după 2 săptămâni.
Iar deconectarea asta totală de tot e și un refresh de dopamină. Da. Chestia da. Asta cu dopamina mi s-a părut fascinant. Deci când am plecat de acolo, am plecat cu așa o putere și cu o dorință de a face mult mai mult, de a iubi mai mult, de a simți mai mult. Deci mi s-a părut fascinant. Ți se ia tot. Ți se ia tot. Tot. Accesul la orice. Tot, după aia total diferit. Dar când ți se ia tot, ți se activează gândurile. Exact. Deci te gândești la tot ce se întâmplă, la tot ce ai făcut, la tot ce o să faci. Exact. Tot exact. De la cap la coadă. Extraordinar. E o meditație constantă, asta am simțit. Eduard, la scurt timp după plecarea ta, a plecat și Alina Radi, cea cu care ai mers în competiție. La scurt timp după plecarea Alinei, a plecat și Crina Brudan. Ce crezi? Cum este de fapt? Te simți oarecum defavorizat că intri pe parcursul show-ului? Simți că ar fi mai bine să intri din prima? Defavorizat. Într-adevăr, este o chestie în minus și anume nu ai experiența pe care o restul și cumva ei deja și-au creat o familie și oricât de mult ar accepta, cumva ei sunt obișnuiți și e o familie 1 și 2 cu noi și doar ei, se simte un pic chestia da. Asta, dar cumva te acceptă, știi, și cumva te obișnuiești și tu și începi să fii cu ei și așa cred că s-a întâmplat și la ei, adică nu cred că au fost defavorizați, ci probabil au fost efectiv, a fost senzația asta de poate nu putea să ducă mai mult, nici la Crina, nici la Alina. Și poate tot din cauza asta s-a întâmplat votarea și eliminarea ulterior. Uite, sunt foarte curios. Cât crezi, cât timp ai nevoie să te adaptezi Survivor-ului? Survivor cu totul. Eu zic o săptămână. O săptămână? Da. Deci după o săptămână simțeam că sunt ca acasă. Adică și foamea. Foamea, într-adevăr, a început foarte greu. Eu să zicem că eram mai obișnuit, că știu ce înseamnă o dietă, știu să... Da. Dar poate pentru alții e mai greu. Hai să zicem o săptămână jumate, că tot foamea pe aici e bate. Că în rest, când vine vorba de obișnuință, toți plecăm pregătiți de acasă, că știm unde venim. Vedem cum e la televizor. Într-adevăr, te lovește realitatea când ești acolo. Este tot foarte diferit. E foarte diferit. Dar tot știi unde mergi. Chit că te lovești atunci pe moment, te obișnuiești. Că de asta suntem oameni și de asta ne adaptăm atât de repede. Din câte bine știi, de-a lungul competiției, Andreea Morobete cu Alexandra Ciomag își cam aruncă sărgețele așa. Tu ai fost acolo și poate ai văzut altfel și ai simțit altfel lucrurile. Ai fost de partea cuiva sau poate ai fost neutru? Dar cum vezi tu conflictul dintre cele două? Da, am simțit acolo tensiune între ele două, într-adevăr. Dar am fost foarte neutru pentru că nu eram la comun cu situația. Și anume, din câte am înțeles, le s-au citat înainte să vin eu. Tot a pornit de la o bucată de cocos. Bucata de cocos fiind... Mama lui de cocos. Mama lui de cocos, cum spuneam, poate să fie orice, poate se gândeau că e friptură, știi? Da. Și, bă, e important că noi spunem cocos, dar e singura sursă de mâncare, nu e altceva, dar totuși nu te ceri de la cocos, zic. Din câte am înțeles, că nici eu n-am înțeles foarte bine situația, tot a pornit de la Alexandra, că a luat o bucată mai mare de cocos, în condițiile în care oricum cocosul e tăiat. Nenorocit. Da, dar n-ai cum să-ți dai seama, probabil a luat o bucată mai mare. Și Andreea a tras atenția. Dar ulterior, tot tăiem cam 5 cocoși odată, știi? Adică tot la un moment dat poți să visei mai mult și oricum rămâne mai mult la un moment dat. Adică tot rămâne cumva pe masă și mă gândesc că Andreea s-a supărat pe moment. Eu cred că sunt picături care au umplut paharul pentru ea. Și cumva s-a mai adunat cu niște chestii și cumva... Cine te-ai înțeles tu cel mai bine? Cel mai bine, și asta începând de la început până la sfârșit, a fost Andrei. Andrei Crișan. Da, Andrei m-a tratat ca un frate, o chestie pe care n-am mai simțit de foarte mult timp. Lucru care pentru mine s-a mai întâmplat de foarte mult timp, pentru că încrederea asta în oameni s-a transformat la un moment dat în frică. Adică în ideea de foarte mulți backstabber, foarte mulți oameni care... Da. Și faptul că m-a tratat așa ca un frate la început m-a speriat că încă sunt oameni mișto. Oameni adevărat, am uitat să zic. Când am plecat, Andrei mi-a oferit o brățară. N-am apucat să o iau astăzi. Și mi s-a părut fascinant cât de mult a ținut la mine și pentru 2 săptămâni. Și un om foarte bun la suflet. Și eu chiar cred că pe lângă bun la suflet este și un foarte bun concurent. Într-adevăr. Și chiar îmi doresc să ajungă cât mai departe. Uite, am vorbit de toate cele bune, de ce ți-a plăcut, de ce nu ți-a plăcut. Dar pe cine vezi tu în finală? Pe cine vezi tu câștigând, dar pe cine vezi și pe cine ai vrea? Da, pe cine vreau și pe cine aș vrea. Păi, în primul rând, logic vorbind, e că am gândit-o foarte logic, luând în considerare oamenii de acasă care o susțin pe Carmen, dacă Carmen rezistă până într-un punct, și anume individuale sau finală, Carmen aș vedea o câștigătoare. Pe Carmen? Da, Carmen. Și caracterul mi-a plăcut foarte. Mai că mi s-a părut o femeie. Are un caracter foarte frumos. Da. Dar eu îmi doresc foarte tare să văd în final de Războinici. Atât de tare încât mi-am dat seama că nu pot să aleg pe cineva încă, pentru că sunt toți foarte puternici. Mi se pare foarte echilibrată situația, pentru că nu e doar vorba de traseu, e și vorba de psihic și e și vorba de cum te exprimi tu acasă. Corect.
pe care unii duc lipsa, pe care unii știu cum să se exprime. Și de asta cumva este un echilibru între toți din tribul războinilor, dar mi-aș dori să văd în finală un Robert și un Andrei. Eduard, te pup cu drag, mersi foarte mult că ai venit aici la Chemlog. România Survivor. Survivor România. Te pup cu drag. Mulțumesc frumos. Dragilor, noi ne revedem săptămâna viitoare cu un nou episod. Nu uitați să ne urmăriți pe Instagram, Facebook și TikTok. Showtime!